Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în berbec. Am ales un trandafir roșu din grădină, un pic se și văd picăturele de apă, tot așa mai protejat, dar totuși. Încă e pe aici, pe acolo, ud. În fine, unul din soiurile vechi pe care le am și pe care le ador, dar acesta nu miroase, cum este cel pe care l-am prezentat la etalarea pentru iunie. Dragii mei berbecuți și berbecuțe, sper să vă bucurați de viață, de viață, pentru că aveți și voi problemele voastre de primăvară, de dragoste, de-aia, nu știu, am simțit să vă aleg un trandafir roșu, să vă energizați un pic și să prindeți încredere, că așa ar trebui să facă un berbec, să aibă încredere, da? Dar știm că suntem oameni și berbeci sau ce altă zodie am fi, toți mai avem dubii și îndoieli și căderi, da? Haideți să vedem ce mesaje ați primit pentru iunie și din când în când nu uitați să vă concentrați pe acest roșu, pe acest verde, da? Inimă, chakra inimii, chakra întâia. Să vă asigurați din interior această încredere în voi și în stabilitate și, având aceste două senzații, să vă deschideți inima către dragoste. Îmbrățișați-vă, mesaje de la înger, îmbrățișați-vă emoțiile și like attracts like. Adică când dați mie un like și o să primiți un alt like din altă parte. Glumesc! Ideea este că dacă vrei să ai mai multă dragoste, fii mai iubitor, da? Numărul 2. Asta înseamnă relație. Asta înseamnă, de fapt, colaborare. Că poate nu vorbim doar despre dragoste, relații de amor, poate să fie și relații în familie, poate să fie și relații la locul de muncă, da? Fiți amabili și veți primi reacții frumoase din partea celor care către care proiectați amabilitatea, dragostea și sensibilitatea voastră. Îmbrățișați-vă emoțiile. Da? Permiteți sentimentelor să iasă la suprafață și să fie acceptate. Știm că unii berbeci au o problemă cu exprimarea emoțiilor și a sentimentelor. Asta pentru că au fost crescuți relationship patterns, pentru mine asta, această carte reprezintă relațiile karmice, au fost crescuți eventual în familie, că dacă vor să fie puternici, nu trebuie să arate emoțiile. Nu, e o greșeală. 1 și cu 8 înseamnă 9, adică transformați-vă și manifestați ce nou, expansiune și pe cale emoțională, spirituală, aveți viziune. Pe calea emoțiilor puteți vedea lucrurile din altă perspectivă. La capătul setului de cărți vedem, deși văd și aici niște mesaje care totuși au legătură și cu cele primite de la îngeri. La capătul setului de cărți, relații șabloane, relaționale. Șabloane, relații în care oglindim defecte și calități. Varianta bună în care oglindim calitățile, dar adesea relațiile karmice oglindesc defectele noastre. 1, nu? Ba nu, 3 și cu 2, da? 5, evident. 5 este un număr destul de agitat, de agresiv, dar felul în care comunicăm, 3, 2. 2 iar revine. Felul în care comunicăm, că asta înseamnă 3, în care construim, de fapt, ne ajută să creăm colaborări sau să creăm conflicte, pentru că 5 e un număr destul de conflictual. Ce spune această carte? Zice că îți trebuie putere ca să recunoști ceea ce trebuie, ceea ce este nevoie să schimbi. 5 înseamnă schimbare, dar îți trebuie putere, sinceritate. Asta e. Să vezi în oglindă, să-ți vezi defectele, îți trebuie putere și sinceritate și defectele tale și adesea le vedem, ale tale, ale voastre, ale noastre, da? Adesea le vedem în relație cu ceilalți, da? 2 apare iar, în relație cu ceilalți. Da, trebuie să demonstrăm dragostea, să acționăm, da? Acțiune vorbesc puternic, degeaba gândim, degeaba simțim dacă nu și acționăm, totuși sunteți zodie de acțiune. Cel puțin așa se zice, teoretic. Vedem ce legătură au aceste mesaje. Ce a vrut să se arate în mod special? 5 de monede, probleme financiare, probleme în cuplu, apropo, în care trebuie să vedeți sincer ce se poate schimba. Iar un 5, interesant, da? 32, 5 și aici are 5.
și a mai apărut și aici un 5 de spade, da? Iar interesant că am vorbit de comunicare aici, iar spade, comunicare, cum comunici ca să poți construi? Dragă berbecule, berbecuță, cum poți să comunici? Pentru că dacă comunici agresiv, de-aia vi se zice like attracts like, comunică amabil, fii amabil. Bine, e valabil pentru unii, nu pentru toți. Știm că unii sunt mai marțieni decât alții. Depinde și ce alte planete vă guvernează, nu doar semnul, nu doar soarele în berbec, da? Poate aveți Venus, poate aveți alte planete în berbec, ascendentul și totuși, eu știu, Venusul vostru în altă parte, da? Da, 5. 5 este un număr destul de provocator, agresiv zic eu, dar care cheamă la schimbare. Schimbare prin creativitate, găsiți cuvinte creative, găsiți soluții creative care să readucă echilibru și stabilitatea. Ori echilibru prin 6, ori să mergeți înspre 4 să vă găsiți stabilitatea. Că am vorbit de stabilitate mai devreme, da? Două cărți. La mijloc, între ele, a apărut 3 de cupe. Aici este armonia. Dacă vă simțiți bucuroși, puteți să vorbiți frumos, da? Și să recreați, să schimbați acest, ce mă, bălbăi, 5 de monede, să-l schimbați în 6 sau în 4, cum am zis mai devreme. Dar pentru asta este nevoie de temperanță. Semnul săgetătorului și, în mod special, nu neapărat al săgetătorului, este 1 și cu 8, 9. 9 este semnul lui Jupiter pentru mine, pentru că înseamnă expansiune. Și atunci, cu răbdare, vă temperați și focul, dar și emoțiile, și gândurile, și cuvintele, și manifestările. Oricum, pentru unii niște probleme în cuplu care trebuie vindecate. Și dacă a fost un al treilea subiect care a intervenit între cei doi, al treilea subiect fiind un hobby, un tabiet, o idee, un concept, un job, o ceva, nu obligatoriu, o altă persoană, al treilea subiect poate să fie și soluția. De ce nu? Că nu degeaba intervine, nu degeaba apare într-un context, înțelegeți? Poate să vină pe acest al treilea subiect și soluția schimbării. Cum puteți să schimbați conflictele acestea? Sunt niște conflicte. Mai sper că ați înțeles, dragii mei, că am pretenția că sunteți isteți. La capătul setului de cărți, regele de monede. Poate să fie un profil masculin, un tată, un profesor, un soț pentru unii. Și în spate aveți doi de spade și marea preoteasă și nebunul. Este un risc pe care unii nu îndrăzniți să-l asumați. Este o alegere, doi de băte, da? Vedeți aici o alegere care ar trebui asumată. Dar în momentul în care vă asumați, poate unii ar trebui să o țineți un pic în secret, în ideea că nu, că vai, cine știe, să nu interpretați nici cei care ascultați pentru berbeci, cine știe cum acest mesaj. Uneori, acțiunile trebuie să le ținem în secret din cauza invidioșilor, că există energie de genul acesta, da? Nu e bine să ne spunem planurile, da? Apropo de doi de bâte. Nu e bine să ne spunem planurile și direcțiile în care vrem să mergem, noile direcții, ca să avem spor, da? Două cărți care arată, să zic, tăcere. Marea preoteasă și doi de spade. Eventual, unii așa simt mesajul, poate că ar trebui să țineți o decizie, să o țineți un pic în buzunar, acel as, da, asul fiind asul de băte, decizia, zero, să-l țineți în buzunar și să-l păziți de o figură masculină. Pentru unii poate să fie un tată care este prea, așa simt, un tată poate este prea autoritar sau o figură prea materialistă, prea terestră. Vedem. Ia uite, regina de cupe, ce a vrut să se arate și puterea. Ia uite, ce frumos, ce? Îmbrățișează-ți emoțiile și lasă-le să iasă la suprafață. Există un personaj care vă învață să vă îmbrățișați emoțiile, vă susține în acest sens și vă dă putere. Vă dă putere să vă depășiți ego-ul, frica de a exprima dragoste, de a exprima emoții, sentimente.
Pe de altă parte, este și lupta voastră interioară, în acest sens. Exprimați acestui personaj emoții sau exprimați în general emoții sau nu exprimați. E și o luptă a voastră. Da? Apropo de transformare. Interesant. Ia uite și asul de spade. Dorința de a începe ceva nou. În adevăr. În adevăr. Ok. Berbecuți. Berbecuțe, evident. Și. Iunie 2021. 8 de cupe. În sufletul vostru. Cineva v-a părăsit sau în ce sens v-a părăsit? S-a detașat de voi, poate și voi v-ați încercat să vă detașați de o situație, dar aici este ideea. Aici e mesajul. Îmbrățișați-vă emoțiile. Ia să pun blitzul. Așa și trandafirul se vede mai bine. Îmbrățișați-vă emoțiile. Nu fugiți de ele. Eventual fugiți de cele negative și mergeți către nouă, către stare de confort emoțional. Satisfacții emoționale, provocarea este spânzuratul, iar o stare de stagnare și nu doar de stagnare, relațiile karmice, aceste lanțuri în care ați stat și din care trebuie să ieșiți și provocarea este să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă spirituală, emoțională, pentru că spânzuratul e o carte foarte profundă. Pentru unii, semnul peștilor sau alt semn de apă. Justiția, îndepărtare, cândva, fusese cândva o justiție sau o injustiție, vedem, o karma. Karma, iau te relațiile karmice, undeva îndepărtare, o relație karmică. 6 de cupe. După relația karmică a apărut un personaj care vă e foarte aproape de sufletul vostru. De-aia zice, îmbrățișați-vă emoțiile. Poate că între voi și acest personaj s-a produs ceva, o tăcere, o stagnare în relații și atunci aveți senzația că acest personaj a plecat, poate chiar a plecat, pentru că ceva trebuie lucrat, șase, da? Relația de zi cu zi. Nu e șapte, contractul este relația de zi cu zi. E o întâlnire la locul de muncă al unuia dintre voi. Acum, în continuare, în viitor, o, ce frumos, roata norocului, în prezent. Temperanța, vedeți? Iar apare, este un mesaj foarte important. Vindecarea voastră, vindecare și echilibrare, apropo de balanța, dar nu vorbesc de zodia balanței, dragii mei, vorba de un echilibru între foc, da, și apă. Emoții și acțiune și ce? Acțiune vorbesc puternic, dar ai nevoie să și exprimi emoțiile, îmbrățișează și emoțiile. Sunt multe de făcut într-o relație. Nebunul, ca și sfat, astea trebuie să o luați de la zero. Dacă luați această decizie, să riscați într-o direcție, repet, țineți-vă asul în buzunar. O perioadă. E extraordinar, iar apare Marea Preoteasă, influență exterioară, niște la modul simplist, niște secrete, dar eu nu cred că e vorba de secret în sensul comun al cuvântului. Vai, că cineva ține, eu știu, ceva secret de, față de voi, nu. Marea Preoteasă, o vibrație foarte înaltă, o să o clarific. Este un personaj că aveți spânzuratul, temperanța și Marea Preoteasă, un personaj cu efect spiritual sau care vă poate învăța multe. Doi de spade. Aici iar este o tăcere. Se regăsesc cărțile. Vă este teamă de o tăcere. Vă este teamă de această alegere. Da? După această tăcere și stagnare. Știți că trebuie să alegeți ceva și să o luați de la zero. Da? Eventual să scăpați de această karmă din trecutul îndepărtat. O karmă cu cineva. Ia uite, ce vă doriți? Turnul, separarea. Sau trezirea. Și, frumos ar fi și trezirea, pentru că separarea fără trezire. Turnul. Un eveniment neașteptat. Hai că poate nu vă doriți musai separare. Poate eventual separare de trecut, de relațiile karmice, de relațiile care vă țin pe loc, de aceste lanțuri. Vreți să se rupe la... Am zis bine? Da, rupă lanțurile.
acestea. Karma. Vreți să se rupă karma între voi și cineva. Așa, brusc. Dar ca să se rupă brusc, trebuie să se producă și trezirea voastră. Așteptați un eveniment neașteptat. O să clarific. Să vină cineva eventual. 4 de monede. Ce reușiți să faceți? Să țineți de, eu știu, ceea ce aveți, de stabilitatea voastră. Și totuși sperați. Da. Ce reușiți să faceți? Țineți de ce ați reușit să faceți până acum și sperați că din 4 veți ajunge la 8. 8 înseamnă muncă implicată, o muncă cu potențial transformator. E de 2 ori 4, da? 4 plus 4 înseamnă 8. Trebuie să dublați efortul ca să ajungeți în această poziție. Probabil că așteptați niște unii dintre voi, așteptați niște oportunități la locul de muncă sau așteptați pe cineva la drum și vă doriți să vă implicați în această relație. Relație, eu zic relație, dar nu uitați că relație poate să fie și de familie, și profesională. Zic relație, că astea sunt relații, da? Dar nu este obligatoriu să fie de amor. Vedeți cum se potrivește în viața voastră. Vreți să vă implicați. Așteptați. Eu cred că așteptați niște vești, că tot apare turnul. Așteptați ceva. Într-un mod neașteptat să se spargă o tăcere, eventual. Pentru că în viitor apare și roata norocului. Schimbare de noroc, de energie, de direcție. La capătul setului de cărți, asul de bâte. Și regina de cupe. Multe emoții și multă pasiune față de cineva. Voi știți. De aici îmbrățișați-vă emoțiile. Like attracts like. Like-ul ăsta poate fi acest foc, acest gest, da? Acțiunile vorbesc puternic. Arătați că vă pasă, arătați că vă place și veți primi răspunsul. Da, e reciprocitate, dar totuși, undeva în spate există un eremit, există un 6 de spade, o detașare, există, ia uite, cineva care a fugit, 7 de spade, a fugit de această responsabilitate, de implicarea 8 de monede în relație și, repet, neobligatoriu să fie de amor, într-o relație, este nevoie de o călătorie și a fost o tăcere. Revin la mesajele care le-am spus mai devreme. A fost o tăcere, este o lecție spirituală, trebuie să analizați de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, să înțelegeți. Dar cum Mercur retrograd s-ar putea acum să primiți niște semnale, dar deciziile mari se iau după ce iese Mercur din retrogradare. De-aia zicem, sfatul este luați-o de la zero, dar eu zic să mai așteptați un pic să iasă Mercur din retrogradare. Din experiență, nu din cărți citite. Aia sunt, e altă problemă. Cărțile citite spun una, dar experiența uneori ne arată adesea și opusul. Dar nu începeți nimic când este Mercur retrograd. Nimic nou. Pentru că se duce de râpă. Deci așteptați un pic. Da, interesant. Chiar se leagă ca și reușită. Este așteptarea. Așteptați să iasă 3, că 3 ține de gemeni, de Mercur, pentru mine comunicare. Așteptați să iasă Mercurul din retrogradare, da? Țineți de ce aveți deocamdată și apoi începeți implicarea, da? Și munca concretă. Hai să vedem. Deci, pasiune, dragoste pentru cineva și totuși au fost niște probleme, niște drumuri, tăceri care trebuie canalizate și înțelese. Aici este provocarea, pentru că spânzurat înseamnă foarte multe. Înseamnă să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă cineva a plecat către, nu neapărat altă persoană, persoana aceasta, 8 de cupe, nu pleacă să se întâlnească cu altcineva decât să se întâlnească cu ea însăși, într-o altă vibrație, da? În 9 de cupe. Merge către satisfacție personală. Dacă cineva a plecat de lângă voi, să
sau din relație cu voi, acești șase de cupe, o relație foarte frumoasă, sensibilă și profundă, telepatică, pe care o simțiți în toată ființa voastră, da? Dacă cineva a plecat, repet, nu Muse a plecat către altcineva, a plecat către 9 de cupe. Ca să-și descopere fericirea în el, în ea. Același lucru, poți să vorbești despre voi, da? Dacă vreți să vă detașați de această karmă, că este o karmă pe vertical, da? Trebuie să mergeți către 9 de cupe și când veți ajunge la 9 de cupe, că 9 de cupe ține de 9 Jupiter și aici este o carte jupiteriană și aici iar avem Jupiter, da? Veți simți că sunt cupe schimbarea de energie și de perspective. Și provocarea este să nu stați pe loc și să mergeți. Provocarea este să înțelegeți dacă cineva va părăsit, de ce v-a părăsit, că este o legătură karmică sau darmică, sau voi trebuie să vă detașați de o legătură karmică pentru a se manifesta legătura frumoasă, înțelegeți? Aici este înțelegerea voastră, eu vă dau variante, dar voi trebuie să înțelegeți, să aveți această schimbare de perspectivă. În trecut, un contract cu cineva, poate să fie și contract dintre două suflete, poate să fie și contract la locul de muncă, justiția. Dar dacă a apărut adesea, înseamnă că n-a fost justiția, a fost o nedreptate. A fost o nedreptate între voi și cineva, care iar ar trebui înțeleasă, ca să vă schimbați perspectiva și să puteți merge mai departe. Hai să vedem, în ultima vreme, acești șase de cupe, posibil să fie altcineva, un prieten, o prietenă sau un personaj care, la care țineți foarte mult și pe orizontal, în relația cu acest personaj a intrat oarecum într-o detașare, cum am zis mai devreme, necesară ca să vă vindecați și voi, să se vindece și ei, da? Aici văd o altă relație, aici altă relație, pe vertical una, pe orizontal alta. Însă relația de aceasta pe orizontal, care trebuie vindecată și echilibrată și crescută spiritual, vă va ajuta și în procesul de eliberare de cealaltă relație. Înțelegeți, da? Așa simt. Că așa se întâmplă. Întâlnim oameni care ne ajută să ne detașăm de trecut, da? Deși ideea este ca detașarea de trecut să o facem noi, nu să așteptăm. Dar e o influență subtilă, aceasta exterioară. Marea Preoteasă, e o influență spirituală care vă ajută în acest sens. O să clarific. Am zis că veți te teamă de o decizie, de o tăcere, de un blocaj în comunicare. Vă afectează, vă creează un disconfort tăcerea cuiva, nu neapărat teamă, un disconfort, nu vă face plăcere că nu discutați cu cineva. Ce vă doriți în continuare? Am zis turnul, hai să și clarificăm pe scurt. Pentru berbecuți. Nici n-am cerut. Iese regina de monede. Nevoia de a avea stabilitate. Da, un personaj creativ, regina de monede, cu o valoare specială. Eventual, voi trebuie să vă descoperiți valoarea. Doamnelor, domnilor, domnișorilor. Asul de cupe! Măi, vine o nouă dragoste. Vine o nouă dragoste. Și hai să nu vorbim doar despre nouă dragoste. În primul și în primul rând vine această vindecare. Vine greu, că ce temperații vă aveți răbdare, vine greu. Dar vine, încet, încet, că o meritați. Ok, clarificăm 8 de cupe, te rog frumos. 8 de cupe. Ia uite. 3 de cupe și moartea. Cine a plecat a simțit că mai există un alt personaj care vă ține în trecut, da?
Și încearcă, și obține de scorpion și scorpion, da? Încearcă, a încercat dacă a plecat cineva. Repet, puteți să fiți și voi. Dar cine a plecat a simțit că mai este această persoană karmică din trecutul vostru care vă influențează. Și atunci, ce a zis? N-am cum să fiu a cincea roată, da? Roata de rezervă. Pun capăt. Mă duc să fiu fericit, fericită cu mine însămi și atunci când o să fiu eu fericit cu mine, cu cupele mele pline, nu goale, voi întâlni persoana potrivită. E o atitudine înțeleaptă. Repet, dacă sunteți voi, cu atât mai bine. Văd multe cărți care reprezintă apă, pești, drac, scorpion pentru unii. Da? Și scorpion poate să fie ascendent, poate să fie lună, poate să fie Venus, da? Dar aici este. Și încă țineți eventual la acest personaj, pentru că e șase de cupe, țineți foarte mult, îi simțiți, este importantă persoana aceasta. Dar, repet, pentru unii simt că au fost două personaje și aceasta din urmă v-a influențat foarte negativ, așa simt că e negativ. Hai să vedem. Clarificăm spânzuratul, provocare. Ia uite, 5 de băte. Provocarea este să ieșiți din stagnare și să vă luptați. Și să găsiți soluții creative, că și aici la 5 de băte sunt soluții creative, creativitate, dar iar un 5, da? Aici este. Cum vă luptați cu invidiile, cu concurența, cu conflictele, cu oglinda la care ar trebui să vă uitați sincer. Da? 5 numărului Marte, 5 de băte, clar, numărului Marte. Cinci de băte înseamnă și conflictele care au pus această relație, da, intervențiile cuiva pe care acest personaj l-a simțit, da? Într-un fel sau altul. Influența negativă a cuiva a făcut ca această relație să stagneze. Și aici este provocare, ia uite. Influențele ar fi, pe de-o parte, marele preot. Ori faptul că cineva e căsătorit, este în contract, ori tradițiile, cultura, nici este. Și 9 de cupe. Ia uite. Regina de băte, cavalerul de spade și 9 de cupe. Ar putea să fie 3 personaje. Ar putea să fie 3 personaje. Semnul de... Nu obligatoriu semn de aer, dar pentru unii poate să fie. Poate să fie și semn de pământ, da? Regina de băte, în general, sunteți voi pasionali. Faetonul, racul, dorința voastră de a ieși din conflicte și de a vă exprima creativitatea, pasiunea, într-un mod neașteptat, că apare, da? Turnul, vreți să exprimați ceva. Dar pentru acestea aveți nevoie să ieșiți din conflicte și să ieșiți din stagnare. Da? Vedeți unde sunt mesajele voastre. Clarificăm justiția pentru berbecuți. Am văzut 7 de spade. Cineva care vă blochează. O persoană defensivă. Magicianul. Un cavaler de băte. Cavalerul de băte știm foarte bine că e playboy. Da, știți ce înseamnă playboy. Și cu magician, iar mare grijă. O persoană care v-a manipulat. Din punct de vedere, ia uite... Din punct de vedere sexual, vă place, nu vă place, ăsta e adevărul. Aici este karma voastră dintre voi și acest personaj. Da? E o karmă sexuală și a comunicării, am mai vorbit-o de comunicare, da? E o comunicare... Da. Eu să clarific.
Mercurul vostru în relație cu acest personaj este foarte provocat. Ia. Ce e acest magician? Clarificăm, magiciană. Ia uite, lumea. Ho-ho. În primul, ia uite, sunteți voi aici. O relație la distanță. Și dacă nu e la distanță, pentru unii poate să fie o relație care ar fi trebuit, teoretic, ar trebui să fie încheiată. A fost clarificată, încheiată. Lumea, ia uite, prima carte aproape 0, 1, da? Și ultima carte. Lumea înseamnă încheiere de capitol. Ar fi minunat dacă ați încheia acest capitol cu un personaj care așa simt. Vă place, nu vă place, care simt că v-a manipulat. Acum, această manipulare sau trezirea ar trebui să fie și a lor, nu doar a voastră, dar nu vorbim despre ei, vorbim despre voi. Repet, poate să fie și o relație la distanță. Ar fi minunat dacă ați fi încheiat cu ei. Clarificăm 6 de cupe. Pentru berbecuți. Ia uite, marele preot. Marele preot. O legătură spirituală cu cineva. O legătură spirituală. Marele preot și marea preoteasă. Interesant, o legătură spirituală. Mai dăm o carte. Ia uite și luna. Oh, sunt niște emoții foarte intense pe care nu le înțelegeți. De care fugiți. Pentru că luna înseamnă confuzii. 10 de cupe, da? Nu le înțelegeți. Posibil să fie cineva cu marcaj în semn de aer care încă vă influențează sau dacă nu e neapărat un semn de aer, există cineva care vă influențează negativ în perceperea acestor emoții. Poate tradiția în care ați fost crescut, cultura. Ia mai dăm marele preot. Marele preot. Cavalerul de monede. E o relație spirituală profundă, emoțională, dar care se dezvoltă foarte greu. În care trebuie să lucrați, trebuie să munciți pentru această relație. De prietenie, de colaborare, de dragoste, ce-o fi. Da? Ia uite, trebuie să alegeți. Implicarea sau neimplicarea, dar au fost această influență din trecut. Clarificăm, te rog frumos, temperanța în prezent. Ia uite, 10 de monede. Dacă ați avut probleme de financiare, cu răbdare, trebuie să munciți, da, să găsiți noi abilități, noi joburi sau noi, eu știu ce, calități vă dezvoltați ca să ajungeți la această stabilitate financiară. Aveți impresia că fără stabilitate nu puteți avea, poate că e dreptul vostru să credeți așa, nu puteți avea acea relație minunată. Însă, pe de-o parte, unii trebuie să vindecați o chestiune care ține de familia voastră, de jobul vostru, să aveți răbdare la job ca să ajungeți într-o anumită poziție sau să puneți deoparte niște bani, dar poate să fie și temperanță în casă, în familie, apropo de tradițiile acestea care influențează. Cultura sau diferența de cultură. Răbdare, și am zis aici răbdare, în prezent. Răbdare ca să puteți să munceți, să treceți de la 4 la 8, pe urmă la 9, 10 și tot așa. Regina de monede pe care am văzut mai devreme. Să vă răbdare care cuvântul? Construirea valorii voastre. Ce sunteți voi, da? Cavalerul de băte. Ah, interesant. Voi plin de emoții și de pasiune, dar alt mesaj mai simt. Pentru unii poate să fie un săgetător
care are o familie în spate și atunci răbdare, răbdare că poate ei au ceva de rezolvat în cazul în care nu aveți voi. Dar în general, cam toți avem. Nu cred că e o persoană care să nu aibă ceva de rezolvat, da? Ca asta e. Clarificăm nebunul, te rog, nebunul, ia uite, 5 de spade. În primul rând, aveți nevoie de o strategie isteață ca să o luați de la zero. Trebuie să scăpați, pe de-o parte, de influența negativă a cuiva. Există o influență negativă în gândire și în vorbire a cuiva. Există o persoană invidioasă de care trebuie să vă eliberați, pe de-o parte. Și apoi, dacă vreți să manifestați acest zero, acest început, acest, să zic, risc în ghilimele, risc din partea unora, trebuie să aveți totuși o strategie. Nu riscați așa. Mai dăm o carte totuși. Ia uite, 9 de spade. Interesant. Probabil că semnul de aer pentru unii vrea să o ia de la zero cu voi. Pentru că văd și lumea și văd și moartea pentru unii. Dar mare grijă. Mare grijă pentru că acest semn de aer este... nu mi se pare vibrația cea mai grozavă. Sau nu neapărat semn, poate să fie ascendent. Da? Ia, 2. Luați-o de la zero în legătură cu în relație cu acest personaj. Da? Nu mai jonglați. Aici este, alegerea este să lăsați acest personaj, strategistul, expertul în jocuri mentale și în manipulări mentale și verbale, alegeți să o luați de la zero. Asta e sfatul. Alegeți să o luați de la zero și să lăsați pe acest personaj. E un personaj cu influență negativă. Nu vreau să zic zodii, musai, da? Pentru că în momentul în care lăsați, vă așteaptă un suflet pereche. Vă așteaptă o nouă dragoste, care până atunci plânge. Până atunci este în confuzie. Ia uite, e la distanță, e la drum, mai mare, mai mică, da? Și este afectată de acești 7 de spade. De care unul dintre voi trebuie să vă vindecați. Eu așa simt. Vă rog să-mi spuneți. Clarificăm Marea Preoteasă. Influență exterioară. 8 de spade. 8 de spade. Cineva ține secret. Faptul că e super stresat, blocat mental, nu găsește soluții. Cum să manifeste? Nu-i conecta la intuiția sa. Ia mai dăm. Puterea. Se luptă. Orgolios. Este un personaj orgolios. Este probabil acest personaj care încă vă influențează. Nu vrea să spună că suferă, nu vrea să spună că se luptă cu sinele său. Și uite, așa creează confuzia. Mai dăm o carte. Influență exterioară. Cineva foarte mândru. Care are atracția față de voi, dar are și stres. 9 de spade. Văd multe spade. Posibil să fie acest personaj din trecut. Și care încă vă influențează. Aici este problema. De aceea ce? Vindecați-vă. Vindecați-vă. Că trebuie să schimbați energia. Ia uite, v-a pus în stand-by, trebuie să așteptați, da? 2 de spade. Hai, dăm o carte și pentru 2 de spade. Ia uite. Lipsa de comunicare cu cineva. Valetul de spade. Cineva vă urmărește. Vă urmărește. Nu spune, dar vă urmărește. Ce urât. În fine, clarificăm turnul pentru berbeci. Evenimente neașteptate. Vreți să se rupă această construcție eventual? Știți că e nesănătoasă, știți? Ia uite, 4 de spade. Să vă vindecați de această separare. E o separare, separarea de acest personaj. Vreți să vă vindecați de ei. Să analizați, cum am zis mai devreme. Am zis la un moment dat, da? A apărut eremitul. Să tăceți, e Mercur retrograd. Încercați să înțelegeți această separare. Am vorbit de schimbarea de perspectivă, da? Ia uite, sunteți voi răniți aici. 10 de spade, 3 de spade, împărăteasa și 4 de băte. Aici sunteți voi. Posibil
Taur sau Balanță sau orice altă zodie cu marcaj pe Venus. Așa, și sunteți voi, Venus, mai ales cei care aveți Venus în berbec. Mai dăm o carte pentru patru de spade și turnul. Mai dăm o carte. Oh, ce frumos! Vindecare, valetul de cupe. Așteptați! Aici este așteptați, interesant. 8 de cupe merge către 9, da? Ce vă doriți? Se exprimați și zice, îmbrățișați-vă emoțiile, și alea mai plăcute și alea mai puțin plăcute, dar mai ales pe cele plăcute. Îmbrățișați-vă emoțiile. Așteptați! Of. Ca cineva să vă vorbească frumos, cred că e alt personaj, ori așteptați niște scuze din partea acestui personaj din trecut, ori, pentru unii, așteptați pe alt personaj cu calități de vindecător, da? Cu calități empatice, cum am spus mai devreme, spirituale, sensibile, da? Care vă poate ajuta să vă puneți mintea în ordine și să vă calmați în legătură cu această separare. Cineva care vindecă, prin felul în care vorbește, vocea, mesajele, asta vă doriți. Da, știu că unii vă doriți să așteptați scuzele cuiva, dar eu zic să nu mai așteptați, pentru că aici nu e așteptare, da? Aici este analiză. Și nu doar, că poate nu trebuie să ne punem speranța în cineva, încercați să analizați și să încercați, scuzați-mă, și să vedeți cum vă puteți vindeca voi, căci îmbrățișați-vă emoțiile, like attracts like, da? Oferiți cupa, amabilitatea cui merită, cui merită. Și încercați, dacă cineva vă răniți, să nu rămâneți cu inima, am vorbit de inimă, da, de la început, să nu rămâneți cu inima închisă. Nu vă detașați emoțional de toată lumea doar pentru că cineva v-a rănit. Frumos, în viitor, valetul de cupe, așteptați, vești bune din partea cuiva, așteptați, totuși, așteptați. Sperați, iau te, regina de bâte și regele de cupe, ce frumos, da, au fost niște lacrimi între voi și un suflet pereche. O, ce frumos! Aici este. Lăsați relația karmică din trecut și concentrați-vă pe cealaltă relație. Roata norocului, vă rog frumos. Oho, nouă de cupe! Măi, ce fumi-fumi! Ce fumi-fumi! Super! Bucurie! Da, o stare de euforie. Schimbați din această suferință în euforie. Dar, probabil că aveți pe cineva, nu musai iubit, iubită, poate să fie prieten, prietenă, cineva, un om de suflet. Există aici acest potențial. Patru de ce clarificăm? Patru de monede. La ce țineți așa de mult? Sau ce... Cine ține, eventual, patru de monede? Clarificăm patru de monede. Regele de cupe. Am văzut și regina și regele de cupe. Un personaj, am zis. E un personaj foarte sensibil. La care țineți. Posibil, tot la drum, așteptați vești. La locul de muncă al unuia dintre voi. Și nu doar că e la locul de muncă. Așteptați o veste. Sau vă doriți să o oferiți voi această veste. Da? Vedeți. Că totuși sunteți oameni de acțiune. Pentru că vă doriți să înțelegeți ruptura, separarea, să înțelegeți o trezire spirituală care a trebuit să se manifeste noi toți și apoi exprimați din suflet această înțelegere. Măi, e clar ce zic? E clar? Hai, ziceți că ați înțeles. Am înțeles să trăiești. Ela. Da? Ia uite, șase de bute. Vreți victorie în legătură cu acest personaj la care țineți? O dragoste profundă. Și nu zi musai semn de apă, dar cineva care vă atinge sufletul. Vă rog, dragii mei, orice zodia să fiți, nu vă mai fixați obsesiv pe anumite personaje, mai ales dacă oamenii v-au creat suferință. Da? Pentru că dacă stați în energia aia, ajunge să transmite și voi suferința aceea altora și e foarte neplăcut. Este foarte neplăcut că omul care suferă transmite suferință. Da? Omul care nu s-a vindecat.
Cam asta e pentru iunie, sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles și mai presus de toate să vă bucurați de dragoste și de viață. Uite, încheiem cu acest roșu superb și bucurați-vă de focul vostru interior. Dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine, ciao, ciao!